A fost alertă generală pe șoselele naționale din județul Vaslui. Polițiștii de la rutier au avut o acțiune menită să prevină producerea de evenimente rutiere, acțiune în care au fost oprite și controlate zeci de autovehicule. Multor conducători auto care au încălcat legea li s-au aplicat sancțiuni legale care au mers de la amenzi până la suspendarea permisului și a certificatului de înmatriculare. Controlul complex a inclus inclusiv inspectorii registrului autoromân care la rândule au verificat din punct de vedere tehnic autoturismele prezente în trafic. Venim din jos. E prima localitate de la Amănunte pe marginea acțiunii, care are o conotație europeană, ni le oferă doamna comisar șef, Serviciul Poliție Rutieră al Inspectoratului Județean de Poliție Vaslui. Rețeaua europeană a poliților rutiere desfășoară proiectul Roadfall Safety Days, în cadrul căruia își propune conștientizarea tuturor participanților la trafic cu privire la adoptarea unei conduite preventive atunci când se deplasează pe drumurile publice. Proiectul este susținut de Comisia Europeană și se dorește ca ziua de 21 septembrie 2022 să fie ziua în care nu este nicio persoană decedată în accidentele rutiere. Pentru realizarea acestui obiectiv, la nivelul județului Vaslui se desfășoară acțiuni pe privire mărite în care sunt antrenați polițiști de rutieră, polițiști de ordine publică, iar în cadrul acțiunilor recomandări participanților la trafic și totodată îi sancționăm pe cei care nu respectă normele rutiere. Acest obiectiv se poate atinge în condițiile în care toți participanții la trafic înțeleg să respecte normele rutiere, să manifeste un comportament preventiv atunci când se deplasează pe drumurile publice și totodată să sporească atenția.